Doamnelor și domnilor, bună seara! După cum vă înștiințasem cu câteva zile în urmă, o schijă oarbă a referendumului din 19 noiembrie a blocat semaforul emisiunii Intersecția RM la culoarea roșie. Nu ne-am supărat, se mai întâmplă. Vorba vine la război ca la război. În schimb, mesajele de încurajare plasate de către dumneavoastră, telespectatorii mei fideli, pe rețelele de socializare, au dat lumină verde unui nou proiect, unei noi emisiuni. Așa și-am intitulat-o, Noi despre noi. Noi puteți să-l acceptați și ca pronume personal, însă vom insista mai mult asupra funcției lui de adjectiv. Deci ne vom strădui să vă aducem cu această emisiune lucruri noi care au loc în toate domeniile, dar și care se întâmplă în societate. Cam acestea vroiam să zic în cuvântul introductiv. Da, era să uit un detaliu, secundar, însă important, ce ține de concepție și mai ales de construcția emisiunii. Uneori, înainte de a vă prezenta participanții la emisiune și de a anunța tema emisiunii, zic uneori, dar nu neapărat, voi da citire unor gânduri proprii ale mele, care, nota bene pentru CCA, sunt ale mele proprii și pot să nu fie neapărat în concordanță cu viitoarele discuții din cadrul dezbaterilor și cu tema propriu-zisă a emisiunii. Deci, această rubrică a emisiunii, haideți să o numim Cuvânt înainte. Trebuie să fie tratat ca element aparte, cu toate abordările cuvenite unui comentariu. Asta așa, ca să evităm scurt circuite de semafoare în continuare. Cam acesta ar fi cuvântul înainte de astăzi. Și mă grăbesc să vă prezint tema emisiunii și invitații la dezbaterea din această seară. Tema este Copiii sunt prezentul nostru, iar invitații... Dorina Agachi, pediatru, bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Este o vizită repetată, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat. Știu că mereu când vă telefonez sunteți ocupată, că aveți foarte mulți copii care vă vizitează și cu care cu siguranță aveți o relație frumoasă, pentru că toate comentariile pe care le primiți, am văzut și data trecută, am zis, sunt numai frumoase în adresa dumneavoastră. Și Mariana Petrenco, blogger și mamă a 4 copii. Este cam complicat, bună seara! Bună seara! Este cam complicat, sunt sigură, să crești 4 copii în Republica Moldova, dar asta este o temă aparte a altei emisiuni. Astăzi v-am invitat să ne spuneți cum este să-i educați corect și cum este să treceți de niște etape. În special, două aspecte ne interesează astăzi. Este vorba de vitaminele în viața unui copil și de adaptarea la grădiniță. De ce am zis că tema este copiii sunt prezentul nostru? Pentru că Komarovski a fost recent la noi în Republica Moldova și a spus copiii sunt viitorul nostru, zic foarte mulți, dar aceasta este o prostie. Copiii sunt prezentul nostru, pentru că dacă copiii sunt bine acum, înseamnă că acum bine sunt mama și tată, cred că o să confirmați lucrul ăsta. Și dacă mama, tatăl și copilul sunt bine, înseamnă că sunt o familie fericită, asta pot să confirm și eu. Iar o familie fericită este scopul oricărui stat. Exact. Cred că a spus-o bine. De aceea copiii nu sunt viitorul nostru, dar sunt prezentul nostru. Asta am zis. Să începem, precum dumneavoastră m-ați rugat la o emisiune, la precedenta emisiune, să discutăm o temă așa în special. Cum se administrează suplimentele de vitamine ca să fie corect atribuite unui copil sau altui copil? Și dacă acestea sunt necesare sau părintele poate, fără aceste suplimente, să treacă de o vârstă anumită a unui copil. Și vreau să încep chiar de la naștere, pentru că pediatrii recomandă vitamina D de la primele zile ale vieții. Așa. Și poate să ne spună și doamna Petrenco după aceea, ați administrat sau nu vitamina D copiilor, celor 4 copii, și dacă în alimentația sunt și după aceea când încep alimentele să vină, putem să trecem fără unele din ele, fără aceste vitamine. Da. Adevărat, o temă foarte importantă, actuală. Hai să fac așa, deci o mică introducere cu câteva fraze. Ce prezintă vitaminele, ce sunt ele, de unde vin, pentru ce ne trebuie. Deci, vitaminele per ansamblu sunt un grup de substanțe care, propriu zis, pot fi clasificate în două categorii mari. Vitamine hidrosolubile și liposolubile. Simplu, deci care se absorb prin intermediul țesuturilor grase și care se absorb fără ajutorul acestora. Din grupul vitaminelor liposolubile avem vitaminele A, D, E, K, 4, la număr simplu, și dintre care, deci ați menționat pe cea de D, și din cele hidrosolubile avem grupul de vitamine B, toată multitudinea despre care noi cunoaștem, vitamina C și vitaminele PP.
Vitaminele liposolubile, de acord, se încep a administra nu că din primele, dar chiar din primele ore de viață și se începe cu vitamina K, o vitamină care este antihemoragică, obligatorie a fi administrată la toți bebelușii în primele 24 de ore cu scop antihemoragic. Deci, vitamină care va preîntâmpina, pentru că efectiv are loc deconectarea de la circulația maternă prin tăierea buntului umbilical și aceasta va putea efectiv să ajute la preîntâmpinarea hemoragiilor nou-născutului. Obligatorie și nu conform, pentru că așa s-a gândit un medic sau altul, dar sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Mai departe, se începe... Cine administrează această vitamină? Chiar, deci, neonatologul. Neonatologul? Și asta se întâmplă tot timpul? Absolut. Da, deci asta este prima injectare care se face intramuscular la bebeluși și să nu confundem mămicile vaccinarea cu administrarea vitaminei K. Deci două lucruri absolut diferite. Vitamina K împreună cu celelalte vitamine liposolubile A, D, E nu poate fi produsă de către organismul propriu și per ansamblu vitaminele sunt niște momente care nu se produc de către organismul propriu, ele sunt suplimente care pot să vină din exterior, fie pe cale alimentară sau cale de supliment prin medicamente sau aceleși, deci în componența altora. Asta este unul, vitamina K. Începând cu a 10-a, 14-a zi de viață, noi venim prin administrarea vitaminei D, da? Și noi administrăm, hai să zic, un metabolit al acesteia, vitamina D3. De ce? Pentru că ea este administrată cu scop antirahitic, deoarece copilul, cum vă ziceam, nu poate să producă de sine stătător vitamina D3 și noi venim pentru a-i administra această vitamină ca ulterior ea să fie poartă de absorpție a calciului. Deci efectul antirahitic, obligator după recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, începând cu 10-14 zi de viață. Aici întrebarea mea este, sunt două variante, din câte mi-au spus mie, în ulei, vitamina D se vinde și... în ulei și în alt component. Apoasă. Apoasă, aici, da. Care este mai pozitiv, mai bună? Pentru că un pediatru mi-a zis că e cea în ulei, cealaltă a zis apoasă. Deci așa, cum vă ziceam, deci am enumerat criteriul de vitamină hidrosolubilă și liposolubilă, este faptul, deci cum va fi absorbită aceasta. Dacă vorbim despre D, fiind o vitamină liposolubilă, deci mediul uleios îi va favoriza absorpția. Dar aici rămâne un semn de exclamare, deoarece condițiile de păstrare a vitaminei D2, cea uleioasă, pentru că este deci niște subunități D2, D3, deci sunt subunități diferite, dar practic același efect, se păstrează obligator la niște temperaturi termice de frigider, care diferă de la secția de producere, depozitul de păstrare, farmacia unde se va vinde și frigiderul nostru de acasă. Iar momentul ăsta de diferenciere a temperaturii ar putea să o inactiveze. Iată de ce deseori unii medici favorizează vitamina D3 preponderent față de cea D2, pentru că ea nu are condiții speciale de păstrare decât a nu avea contactul direct cu razele solare. Deci în sertar, în dulap, pe poliță, fără să fie contactul direct prin geam. Și atunci noi am dorit să administrăm copilului forma uleoasă, pentru că ea este mai absorbabilă ulterior, având mediul eficient. Dar dacă nu o să suplinim acele condiții obligatorii, deci noi nu putem să fim la curent exact cu temperatura de deci la... Deci poate să nu ajute absolut copilul. Exact, dar putea să inactiveze și efectiv doar noi administrăm copilului ceva. Am înțeles, îmi dați voie să facem aici o pauză și să o întreb pe doamna Petrenco. Am vorbit acum despre o vitamină care se injectează copilului chiar în prima oră de viață și vitamina D. Dumneavoastră la 4 copii ați auzit, ați administrat aceste vitamine? La naștere vi s-au injectat copilul? Despre vitamina K aud prima dată, sincer vă spun. Nu, n-am fost la curent, nici înștiințată că se va administra astfel de vitamine intramuscular, da? Am înțeles? Da, în prima dată aud, este recunosc. Dar despre vitamina D, desigur, am administrat atâta cât a prescris medicul, deși am alăptat și mai alăptez toți copiii până la 2 ani și. Așa că, da, deci le-am oferit și imunitate, și vitamine, și tot ce consum. Un an, deci de la 10-a zi până... Până la 2 ani, până la 2 recomandărilor. Dumneavoastră, până la ce perioadă ați? Vitamina D? Vorbim spre asta. Știți, nu mai administrez. Nu-i mai dau copilului. Nu, am renunțat, pentru că e sănătos. Dar când ați simțit că nu mai... Iarăși v-ați consultat cu pediatru sau aici părinții ca să știe? Nu, cred că am dedus eu personal că este suficient până la 8-9 luni, mi se pare că i-am administrat. Și apoi deja venise vara și toamna, vitaminele erau în abundență din legume și fructe și de aceea am zis că mai bine natural îi oferim. Bine, poate este scăparea mea, dar așa am decis. Asta e, doamna Petrenco, a ajuns la întrebarea la care vreau eu să vă pun. Vara, mulți părinți zic că, dar
pentru ce să-i mai dau vitamina D dacă sunt atâtea legume și fructe în jurul nostru și putem să o facem natural, pe cale naturală? Aici, unde este adevărul? Hai să facem deci un moment. Iarăși subliniez, organismul nu poate produce vitamine de sine stătător. Cu două excepții, doar două. Vitamina D3, care poate să fie deci obținută din piele, sintetizată propriu de la razele ultraviolete, și vitamina K în viitor prin lucrul microflorei intestinale. Atât. În rest, noi primim din exterior absolut vitaminele. Vitamina D3 cu adevărat o să fie sintetizată prin piele de la razele ultraviolete, dar nu mai devreme de vârsta de 2 de ani. Deci nu este o capacitate proprie. Sunt de acord, paralel de momentul care îl gândesc toate mămicile și îl gândesc corect. Expunerea la soare va favoriza sinteza acestei vitamine și respectiv vom avea acest supliment. Nu o să poată bebelușii noștri și în mod special nici nu recomandăm a fi expuși la soare în așa volum de timp ca să se producă vitamina. Înțeles. Deci este un mit faptul că scoți copilul la soare și el prin pelicica, prin față, deja absorbe. Totuși până vitamina, la 2 ani, deci conform studiilor, pentru că sunt foarte multe studii clinice randomizate care dovedesc această necesitate de a fi administrată și haideți să facem aici așa un moment foarte, foarte bine să-l subliniem. Nu se întâmplă nimic de la doza profilactică de 400-500, depinde de forma, de unități internaționale de vitamina D3 fiind administrate pe os. Deci niciodată deci nu o să fie hipervitaminoză. Absolut. Mm-hmm. Asta este doză profilactică. Se întâmplă ba din contra uneori. Dar puteți verifica acum, iată, mămica, cum să verifici dacă este necesar? Are copilul nevoie sau nu are? Hai să zic așa, deci... este o analiză de laborator, identificarea metabolitului vitaminei D3, 1,25 dihidroxivitamina D3. Și spuneți-vă rog, care sunt riscurile dacă noi am administrat de la 8 luni până la un an jumate? Riscuri, hai să zic, deci pot fi. Pentru ce avem noi nevoie de vitamina D3? Vitamina D3 este poartă sistemul de absorție pentru calciu. Și ulterior calciu, fiind absorbit, exact, va merge pentru metabolismul osos, muscular și absolut chiar și activitate cardiacă, activitate intestinală, motilitate și toate celelalte momente. Efectiv, dacă copilul nu a primit această vitamină D3, absorbția calciului ar putea să fie scăzută, scăzută și chiar însuși metabolismul calciu-fosfor în mod special, pentru că asta este începutul unde începe să lucreze vitamina D3. În același timp, desigur, prin laptele matern, copilul primește o anumită porție de vitamine, de acord. În același timp ar putea să nu fie niciun risc și dacă dumneavoastră acum, din acest moment, veniți să suplimentați, ați putea să echilibrați acele eventual pierderi pe cale copilului a avut. În general, recomandările sunt până la 2 ani vitamina D3 obligator zilnic și după 2 ani, vorbesc concret pentru țara noastră, fiind în zona climaterică în care suntem și cu 4 anotimpuri, pentru lunile R, septembrie, aprilie, lunile anului care conțin litera R, se suplimentează până la 7 ani vitamina D3. Chiar așa? Wow, asta chiar aud prima dată acum. Da. Adică undeva... Și în cazul în care copilul nu este administrat, mămicile poate nu sunt informate sau poate nu i-a ajuns bani să o procure, că apropo, nu este chiar atât de ieftină această vitamină. Ce se întâmplă? Care sunt riscurile de sănătate în cazul neadministrării vitaminei? Deci aici apare și un paradox. Adică sunt situații în care nu s-a administrat vitamina D3 atât de corect și consecințe să nu fie. Și sunt situații, ba din contra, administrarea corectă și de asemenea consecințe să fie. Deci inversul, paradoxul. Dar cel mai frecvent sunt semnele indirecte ale deficitului de calciu. Și se începe cel mai frecvent rachitismul la copii, care se manifestă din primele luni de viață cu osteomalacia, înmuierea oaselor și eventual deci acea platizare occipitală. Mai departe, pentru copii în creștere încep însuși schimbările gen mătănile rachitice, deci niște formațiuni ale carcasului osos sau brățările. Deci sunt destul de grave. Da, absolut. Deci rachitismul în propriu zis este o maladie destul de severă. De aceea noi nu trebuie să neglijăm acest moment pentru că consecințele sunt pe viitor și o să apară pentru noi proprii ca părinți, mustrări, doar de la o administrare, deci este o măsură simplă. Adică am făcut baie, am administrat două picături de vitamină și am mers la culcare și s-a terminat pentru ziua suplimentarea noastră. Deci, este și o oră anumită când se administrează, da? O oră anumită? Cel mai ok în orele serii, să fie atunci absorbția de vitamina D. Aici la fel este diferența dintre opinii.
în seans, cineva da? Cineva mi-a zis prima jumătate zilei și cineva mi-a zis în seară. Se vorbește despre prima jumătate, mai mult despre nuanța atunci când se poate întâmpla la unii copii vitamina D3 să dea hiperagitație. Și ca să nu fie asta înainte de somn și să nu supere programul zilnic de rutină al copilului, atunci noi schimbăm această administrare pentru perioada dimineții. Da? Toți patru copii au fost COVID, alăptat și administrat vitamina D. Da, desigur. Asta e. Trecem următoare. După 2 ani de zile, în perioadele rece ale anului sau în perioadele când un pediatru recomandă, se mai oferă niște suplimente de vitamine. Care ar fi ele și când înțelegem noi că trebuie să oferim? Vorbesc acum despre omega 3, da? Despre alte vitamina C, care complexul sunt în pastilute, complexul de vitamina B. Asta când să înțelegem noi că trebuie și care copil are nevoie de ele sau nu. Așa. Ce prezintă de celelalte vitamine? Vitaminele propriu-zise sunt niște, ca să zic așa mai pe înțeles, niște ajutori ai tuturor enzimelor din organism, astfel ca să inițieze procesele de metabolism. Procesele de metabolism sunt peste tot în organism, în special în țesuturile de creștere. Ca să zic, țesutul muscular, țesutul osos, țesuturile cardiace, pielea, părul și celelalte metamorfoze ale ei. Întotdeauna este nevoie de acest supliment și vă ziceam, pentru că organismul propriu nu le poate produce, noi venim cu aportul din exterior. Aportul cel mai de bază este cel alimentar care trebuie să fie anul împrejur, de la 6 luni, pentru toți copiii și toată lumea. Întrebarea mea este acum, doamnă pediatru Agac, toți părinții respectă același reguli alimentare unui copil ca să primească el toți acești componenți? Cu părere de rău, nu se întâmplă acest moment și fie că din momentul că mama nu este... Uneori, da, prea respectabil la acest capitol, dar și acceptul copilului ar putea să fie diferit. De aceea și venim cu suplimentele. Pentru că, în mod special, dacă încep să apară genul de situații, piele uscată, chelitele angulare, deci fisurile astea la colțul guriții, da, căderele de păr sau unghii fisurate sau aceleași elemente de apariția unor pete albe pe unghii sau unghiile striate, deci niște striuri așa se observă, deci nu este acea unghie lucioasă. Sau părul care... Aștii la cuticule, înseamnă că este. Exact, da? Exact. Deci acele... Pentru că, în propriu zis, dacă vorbim despre necesitatea de metabolism, de creștere, și atunci când celula propriu zisă are procesele acestea de creștere și nu are cine să-i ajute, atunci sigur că o să fie o celulă suferindă. Și acele suferințe, iată, se exprimă prin ce ziceți dumneavoastră, aceleași descoamări la cuticulă, aceleași unghii fisurate, căderi de câte ori pe an și cine poate să spună ultimul cuvânt? Pediatru sau părinte? Exact. Adică și părintele pe ansamblu poate să-și dea seama despre semne, dar totuși este binevenit să fie într-o concordanță cu pediatru și acesta să zică cam orientativ spre ce deficit vine vorba și atunci îi zice, da, linia. E ok să fie totuși complexul cât mai larg, pentru că uneori același semn se poate regăsi în deficitul mai multor vitamine. Și în mod special copiilor este bine de administrat. De ce anume cu omega 3 împreună vitaminele? Că vă ziceam despre necesitatea de absorpție liposolubilă. Da? Și atunci când vine vorba despre complexul B împreună cu vitamina C și cu omega 3, atunci se face o absorpție maximală. Da? Sau chiar și acolo este și vitamina D, vitamina K. Deci ajungem la concluzia că la vitamine că este necesar și în zilele noastre când părinții nu reușesc să ofere copiilor un regim alimentar bine stabilit și ca la carte, așa, pe prima zi, dejun, prânz, cină și mai este micul dejun, înseamnă că este binevenit și să nu se sperie părinții, pentru că pe rețelele de socializare mai des întâlnesc de ce să ofer copiilor mei produse chimice. De ce trebuie să... Dumneavoastră, la acest aspect, cum sunteți? Deschisă după 2 ani? Iată, ați oferit omega 3, alte vitamine? Sunteți... Am uitat să vă spun că și eu am studii medicale. Bun, aici deja e clar. Că deci, da, eu înțeleg tot ce povestiți, deci încercați să explicați, da, eu înțelegeam totul perfect. Eu am vrut să spun că nu doar vitamine, dar și microelemente și sărurile sunt importante în alimentația copilor. Noi, de exemplu, cu băiatul al doilea, la 5 anișori, am pățit un lucru foarte straniu. Băiatul șlingea mâinile. Din senin. Era primăvara sau toamna, nu țin minte când. Pur și simplu mergea și involuntar șlingea mâinile, uite aici, în zona aceasta. Am mers la medic. Mi s-a comunicat, da, că este lipsă de săruri, microelemente, prima dată. Nici eu nu știam despre faptul acesta. Da. Și administrând, da, niște picături care conțineau un anumit complex da, de anumite săruri și microelemente, într-o lună de zile s-a vindicat. Dar
zău, arată ca un cățeluș. Exact, asta cel mai frecvent se întâmplă, noi le zicem pica clorotică. Deci niște, hai să zic așa, niște gusturi sau niște maniere atipice. Da, genul, copilul începe să miroase chibritul, să mănânce cretă, îi place ce pune în gardă, exact, părintele, exact, și nu înțelege de unde vine. El non-stop șlingea, iată aici mânuțele și nu înțelegem ce se întâmplă. Păi copilul, dacă a gustat ceva și a văzut după aia că se simte mai bine, el necondiționat și printr-un, fără să conștientizeze, da, momentul, el primește suplimentul de acolo. De aceea, da, este foarte binevenit și n-ar trebui mămicile să se sperie de acest. Nu v-ați temut de hipervitaminoză? Și cum ați coordonat, ați mers la medic, ați dat analize? Aici mă interesează mai în detaliu cum a fost această... Despre situația dată, da? Nu, am mers la medic pediatru, medicul de familie al nostru, care ne-a direcționat la medicul dermatolog, care a depistat din dată, așa, din semn ce este asta. Și după administrare s-a terminat. Da, cu... da, cam într-o lună s-a vindecat. Uh-huh. La, la toți patru ați mers după aceleași... Nu, este vorba de al doilea băiat, da, și doar el a avut așa simptome. Dar la ceilalți nu ați... Nu, deci noi când i-am administrat lui aceste picături, am dat și la băiatul mai mare, ca să evităm, pur și simplu, am înțeles că ceva nu, poate apa e diferită, poate alimentația noastră cumva variază, și atunci am administrat ca profilactică. Dar la toți patru copii ați ținut un regim alimentar asemănător sau v-ați străduit să încercați altceva? Deci, dacă să ne referim la alimentație, cu primul copil am experimentat, hai să zicem, am folosit și terciuri din comerț pentru copii destinate și mâncare din borcanașă de asta conservată. Asta a fost comod, pentru că eu și lucram, activam, dar cu următorii trei nu n-am folosit. Deci numai la unde mergeam în călătorie, la drum, luam, dar copiii deja aveau gustul mâncării adevărate. Da, și nu. De ce zic asta? Pentru că unii părinți să nu rămână la ideea că dacă ei administrează vitamine, gata, mâncarea poate fi și mai superficială, că el are tot ce e necesar. Nu, mâncarea la fel trebuie să fie cel mai important element până la o vârstă, eu cred că până la 10 ani copilul trebuie să mănânce după un regim prestabilit și foarte bine gândit. Exact. Da, dacă mai aveți ceva la vitamine de adăugat, puteți să spuneți ca părinții, mămicile să știe ce se întâmplă în momentul în care un copil nu este nimic groaznic și totul este sub controlul pediatrului și părintele nu trebuie să fie speriat. Exact, adică, da, eu înțeleg și, hai să zic așa, și îngrijorarea și scepticismul mamelor atunci când ne vine vorba să le indicăm acestea, pentru că se întâmplă polipragmazia la noi în țară, hai să fim de acord, avalanșe de indicații cu medicamentoase, avalanșe. Deci atunci când, bine, și pe lângă, când zicem că e polipragmazie, vorbim despre chimiopreparatele ca și tratament specific. Dar suplimentele de vitamine niciodată nu trebuie să sperii, absolut niciodată. Nu se poate întâmpla nimic rău atunci când îi se indică, totuși, oricum conștient de către medicul specialist copilului, se indică suplimentele de, foarte bine zis, microelemente și vitamine. În mod special, deoarece copilul, fiindcă nu și le poate produce și le primește din exterior, astfel, procesele de creștere și dezvoltare a copilului să fie foarte armonioase, fără deficit la anumite nivele, fără ca copilul să aibă o anumită suferință și un stop în creșterea la anumit capitol și dezvoltarea o să fie una armonioasă. Și în mod special, complexul de vitamine B, vorbim despre dezvoltare neurologică perfectă, complexul de vitamina C, în mod special, membranul stabilizator, vasele de sânge foarte bine protejate, care sunt barieră blocală pentru tot ce se numește a intra sistemic și a se infecta și așa mai departe. Pentru o vedere bună, complexul de vitamine, la cele, bine, hai să zicem tot C și cu B, vin și pentru creșterea și fortificarea dezvoltării pielii. Complexele de vitamine liposolubile, vorbeam, metabolismul osos, metabolismul muscular, deci foarte binevenit, deschiși pentru aceasta. Pentru fertilitatea de mai departe a fetițului, vitamina E, deci momente care poate mai puțin documentate și mai puțin vorbite și e chiar foarte plăcut faptul că se pune în discuție și tot mai plăcut este că mămicile vin la cabinet și încep să întrebe. Și încep să întrebe, asta exact, da, și eu exact, am sesizat lucrul ăsta și de aceea mi-am propus să discutăm astăzi. Bine, eu sper că au înțeles, dumneavoastră cu copiii, având și studii medicale, îmi dau seama că ați avut o altă abordare, dar din păcate mămicile nu sunt prea informate la noi în țară și asta generează multe boli care, după aceea, neștiind de unde apar, pediatrii au de lucru și merg și în situații chiar grave. Vreau să trecem lejer la următoarea temă, mini-temă, este vorba despre adaptarea la grădiniță și pentru că am fost astăzi cu echipa de filmare la două instituții preșcolare, una de stat și una privată, vreau să vedeți cine au răspuns managerii acestor instituții. Regia, vă rog frumos să puneți pe post materialul.
copil, frecventarea grădiniței este binevenită de când este pregătit emoțional și fizic, însă chiar de la un an jumate este posibilă deja frecventarea când merge, când vorbești, înțelegi deja unele lucruri elementare. Mai bine de început frecventarea grădiniței să fie instituționalizați copiii vara. Când este cald afară, atunci când copilul este îmbrăcat leger, atunci când nu sunt virozele atât de răspândite. Starea emoțională a copilului depinde de educația de acasă, depinde de faptul cum părinții adaptează copilul în societate, cum este socializat copilul. Deseori, mamele țin copilul acasă, pot să spun așa, în patru pereți. Copilul este implicat în diverse activități, dar acasă. Nu comunică cu alți copii, cu semenii săi, ca să nu se îmbolnăvească, poate nu au posibilitate să plece, dar ar fi bine ca părinții să înțeleagă că chiar la un teren de joacă lângă casă, socializarea înseamnă mult pentru un copil mic. Imunizarea copilului, vaccinarea la timp, alimentația corectă a copilului, regimul zilei de acasă, care a fost stabilit de părinți, totul influențează asupra sănătății copilului și starea psihoemoțională, adică cum este situația în familie. Vârsta cea mai potrivită ar fi, să zic eu, 2 ani, atunci când copilul este deja desire stătător. Perioada de adaptare este diferită la diferite vârste. Dacă copilul este instituționalizat la 2 ani, evident că copilul o perioadă va plânge. Pentru acest lucru, pentru această adaptare mai ușoară, este realizat un grafic. Prima perioadă, părinții aduc copiii pe termen scurt. Poate fi de la jumătate de oră la o oră, care crește treptat. Din experiența mea ca manager, nu au fost copii care să nu fie adaptați la grădiniță. Psihologii советуют нам, что в 3 года ребенок готов влиться в коллектив. Но есть дети, которые в 4 года не готовы быть в детском саду среди детей. Но очень часто дети с эмоциональной точки зрения в 2 года уже готовы прийти в коллектив. Мы принимаем детей с 1 июня. В течение лета, когда не так много вирусов, когда не так много микробов, дети очень хорошо адаптируются, привыкают. И с 1 сентября замечательно мы начинаем наш учебный год. До того, как ребенок приходит в детский сад, очень хорошо, что родители разговаривали с ним, объясняли, что такое детский сад. Потому что ребенок, когда готов эмоционально, психологически, ему легче это сделать. То есть он придет, увидит, да, вот мама мне это рассказывала, это и произошло. И тогда он успокаивается, тогда ему комфортно и спокойно в этой среде. Конечно же, в начале, первые дни ребенок будет плакать. Но здесь нужно маме быстро прощаться с ребенком. Не надо долго сидеть в раздевалке, потому что вот мама начинает ему снимать, к примеру, обувь, потом начинает снимать. И вот у ребенка это ощущение, что вот скоро мама уйдет. То есть это надо сделать быстренько и завлечь его игрушками, отдать воспитателю. Воспитатель его отвлечет книжками, игрушками. Медицина для всех одна, как и для госсадика. Готовится медицинская карта ребенка. Значит, в ней должны быть все прививки. Значит, из анализов это идет общий анализ крови, общий анализ мочи и кал на яйцеглист. Дальше уже идет заключение вашего личного врача ребенка. Он как бы нам передает ребенка, он нам пишет, какие болезни ребенок перенес, какие болезни есть сейчас. Ну, например, порок сердца. То есть мы должны знать, что ребенку не нужно давать какие-то нагрузки. Ребенок, который живет, вот он появился на этой земле, если у него есть определенные организации, ему легче жить. Он знает, что в определенные часы у него что-то происходит. Допустим, он утром встал, позавтракал, потом он должен поиграть, потом он должен порисовать. Когда у него день упорядочен, и у него есть понятие, что можно и что нельзя, ну, к примеру, ну, вы же не разрешите своему ребенку рисовать на обоях. То есть какие-то понятия «нельзя» или, допустим, вы скажете, что нельзя открывать окно, стеклопакет и выпрыгивать на улицу. То есть все равно должны быть у ребенка какие-то правила, причем разумные. То мы, воспитатели, педагоги, должны работать рука об руку с родителями, потому что посредине ребенок. И мы должны его вести правильно, замечательно, чтобы вырастить замечательного человека. Thank you.
Doamnelor și domnilor, revenim în studio. Vă reamintesc că invitații din această seară a emisiunii Noi despre Noi sunt Dorina Agachi, pediatru, și Mariana Petrenco, blogger, mămica patru copii. Am văzut părerile a două persoane, practiciene, ambele persoane, și acum vreau să discut cu dumneavoastră. Care până la urmă este cea mai importantă sau o vârstă propice pentru a aduce un copil? Sau variază de la copil la copil și familia singură ia decizia? Pentru că am văzut din experiența mea și la un an și trei luni copii, părinții își aduc din motive, bineînțelegem că suntem în Republica Moldova, părinții nu au surse financiare, merg la serviciu, copilul nu are bunică, bunel și atunci ei sunt nevoiți să-l ducă la grădinițe. Grădinițele de stat nu acceptă așa copii mici și atunci părinții sunt nevoiți să meargă la grădinițe private. La ce vârstă? Deci, totuși, hai să zic, medicina nu stabilește o vârstă exactă pentru a merge copilul în colectivizare. Este foarte diferit și totuși rămâne să fie nu mai puțin de 2 ani. Da? Deci o vârstă totuși când copilul este, hai să zic așa, cuvântul pregătit, nu știu dacă ar putea să-l iau în ghilimele, da? Deci merge așa, deci copilul să fie pregătit eventual sistemul lui imun. Asta este un moment, dacă să vorbim din punctul de vedere al pediatrilor, da? Și din punctul de vedere al psihologiei copilului, da? Da. Adică, doamna din Luba Stepanova a zis că 3 ani psihologii recomandă. Da, păi asta e. Deci dacă vorbim despre partea imună, deci nu mai devreme de 2 de ani, dacă vorbim despre partea psihologică, nu mai devreme de 3 ani. Desigur, sunt copii care și la 1 an și jumătate efectiv sunt foarte pregătiți pentru a merge. Da, adică, da, adică așa spun și mămicile, adică ei merg. Este un stres pentru un copil să fie atât de repede rupt din brațele mamei? În mod special se întâmplă cu copiii care chiar și până în această vârstă au fost cu bune, bunici, diferit. Deci copilul care sau petrece... Sau din familie numeroasă. Dacă numeroasă, exemplu a treilea sau a patrulea copil, îl foarte ușor se adaptează. Cum a fost cu toți patru? Păi a fost absolut diferit cu toți patru, cu toți trei, pentru că unul e acasă, dar vreau să spun că iată, de exemplu, fetița e a treia, noi mergeam cu dânsa împreună, duceam frățiorii la grădiniță, îi luam, deci ea deja era deprinsă, că asta este o instituție unde se lasă copii, se iau copii și acolo se distrează, discută, socializează, deci era pregătită deja că asta urmează. Uh-huh. Ceea ce n-a fost cu primul copil, lui a fost foarte dificil și el greu s-a adaptat. Ați trecut și prin crizele acestea care vin, da, noi am avut două crize. Și mi se rupea inima, pentru că nu, mi-era foarte greu, spune, eu nu vreau, mie nu-mi place, vreau cu tine, cu tine îmi place. Acolo, vedeți cum el era, atenția toată era asupra lui. Eu eram dedicată lui și el nu prea vroia să rămână fără mine. Deci, și cum a fost perioada de adaptare? Câte zile, câte săptămâni? Câți ani, poate mă întrebați? Deci până acum nu s-a. Deci nu, acum are 10 ani, dar cam până la aproape 6 ani a fost problematic să-l lăsăm la grădiniță. Da, el, mai ales dacă mergeam eu să-l duc, el plângea, el se ținea de gât, el nu vroia. Pot acești copii numiți, cum se mai spune la noi, copii care nu sunt pentru grădiniță, care plâng mereu? Da. Sau, Eu sunt ca tare foarte deschisă și înțeleg că copiii sunt diferiți toți. Cineva este pentru grădiniță, cineva este pentru a fi crescut acasă. Uh-huh. El poate este introvert, el nu vrea să socializeze, el vrea să fie singur, el mai bine absorbe informația sau reușește mai bine când el este singur, când toată atenția este direcționată doar lui. Uh-huh. Și mai receptiv, e mai, știți cum, mai binevoitor. Pe când în colectiv el se inhibă. Mai ales dacă mai există copii mai hiperactivi și știți, care se manifestă mai bine, atunci lui vine foarte dificil. Uh-huh. Și eu știu cazurile acestea când el stătea absolut aparte de tot colectivul, ei acolo ceva recitau împreună, studiau și el acolo aparte singur putea să repete, putea să zică primul să răspundă, dar lui era mai bine să stea separat. Această starea lui interioară de totuși disconfort a grădiniții cumva v-a afectat somnul liniștit, starea lui emoțională în familie? Pentru că mie îmi pare că la noi a avut ceva efect. Acum și o să întrebăm și de pediatru. L-ați văzut cumva nemulțumit și în decursul zilei sau că era mult mai lipicios de mama? La mine copilul atât de tare toată ziua în decurs sâmbătă și duminică, weekend, se ține de mic, ea se teme că va merge la grădiniță. Și... Este și important părintele să înțeleagă că copilul tău este diferit. Noi nu avem un criteriu sau un standard pentru toți copiii. Noi eram cu soțul foarte receptiv la sentimentele lui. El la matinee nu participa până la 5 ani deloc. El nu vrea. El, deși el se pregătea, dar el stătea cu noi în sală și privea și aplauda copiii din grupă cum recite poezii, cum acționează. Dar uite, noi cu soțul am zis, este ok să nu fie ca toți. Noi chiar suntem bucuroși că el nu este ca toți. Nouă ne place să fim diferiți și este bine. Nouă că ne spuneau că, ba, da, nu participă, da, nu. Eu zic, este ok. Știi, autor, părinți,
Asta este alegerea lui și noi o respectăm. Am înțeles. Ambele directoare de grădiniță au spus că este foarte important comunicarea din familie cu acest copil, chiar și până la grădiniță și în timpul acestei perioade de adaptare. Iată, la aceste întrebări și la afectează sau nu starea lui emoțională negativă un copil, somnul, da, viața lui? Foarte. Da, deci un criteriu foarte important și chiar mă bucur foarte, foarte mult pentru momentele care le punctați. Pentru că cu adevărat aici se include specialistul, da, sunt de acord, adaptarea durează la toți copiii și este, da? Foarte rar când din start copilul merge și e foarte bucuros că mega s-a schimbat mediul, da? Așa, dar per ansamblu, dacă luăm într-un procent, la toți copiii este adaptare și este foarte diferită. Și dacă totuși există un termen mai mult de 2, 3, 4 săptămâni în care totuși copilul nu este compliant pentru a merge și a fi dus în alt mediu, ar fi ok să acceptăm acest moment pentru că, într-adevăr, consecințele ar putea să fie și se începe de la ordinul psihologic. Da, da, da. Foarte deseori părinții vin și spun despre, să zic așa, deci acest moment prin care copilul își arată nemulțumirea și el protestează prin refuzul de alimentație, refuzul de a vorbi, se începe ienurezisele nocturne, ce înseamnă urinările noaptea. Da, da. Da? Deci când copilul efectiv se deconectează, deci de la propriul său corp și nu-și mai controlează acele reflexe pe care le făcea foarte ok până la acel moment. Deci protestările prin refuzul de a comunica, deci copilul începe să se izoleze, da? Și adică, sau chiar aceleași manipulări. Noi le numim dereglările funcționale. Când copilul începe, mă doare burta. Uh-huh. Deci efectiv mă doare burta și mama observă. Observă despre momentul, deci sâmbăta și duminica nu este, în zilele în care urmează să fie dus la grădiniță se începe aceste chestii. Și începem să facem fel de fel de investigații și nu găsim nimic. Și atunci noi începem deja, stați un pic, că componenta psihologică ar trebui pe prim plan să fie exclusă. Da. În această situație stăm acasă câteva săptămâni sau renunțăm? Deci, da, noi putem să facem câteva încercări totuși. Adică încercăm o perioadă de stat acasă și iarăși reluăm aceleași propunere către copil. Și dacă facem câteva din aceste tentative de a-i propune copilului colectivizarea și totuși le avem cu insucces, da, sunt de acord că acum ar putea să apară comentarii de genul și dacă copilul ne simte și ne începe a domina, ce facem? Îl lăsăm să ne domine? Păi nu. Dacă noi vedem în copilul acesta o armonie și vedem totuși acea relație dintre noi și copil este foarte, foarte strânsă, deci nu putem să facem această dezmembrare și să-l afectăm doar pentru că trebuie copilul obligator dus la grădiniță. Da, sunt de acord. Copilul este foarte bine să se înceapă de la vârsta aceasta fragedă de 3 anișori, să fie cu alți copii, socializări, comunicări, relații între copii și formarea sa ca persoană în societate, deci nu doar în familie, de acord. Dar dacă avem un copil care totuși el se opune pentru această treabă... Renunțăm la ideea că să mergem la grădiniță. Exact, deci pentru noi ar fi mai important totuși să fie acea armonie a lui și dacă avem de confruntat cu aceasta, o facem spre binele copilului. Uh-huh. Cu ceilalți copii, am înțeles, doamna Petrencu, nu ați avut situații? Cu al doilea, noi am încercat altă metodă. Deci eu singura am insistat, am zis că prima am avut un experiment, o experiență negativă, hai să zicem, deși era și un experiment și pentru noi, pentru ca părinți, că da, e primul. Am zis că nu fac așa. Eu și la primul am rugat, spate, eu să fiu prezentă măcar pe teren, afară. Eu vin nu de dimineața de la 8, dar vin la 9, că ieșiți afară. Nu. Și am zis, eu vreau să socializez, să vorbesc cu dumneavoastră, copilul să vadă că poate avea încredere în dumneavoastră. Exact. Trecerea de la mamă. Eu fac cunoștință cu copii, îl rog pe copil să socializeze, să schimb de jucării, să-i vină lui mai confortabil, că el știe deja că nu este lăsat într-un mediu străin. Și mama noi, mama a plecat, a fugit, nu știu unde, copilul nu prea înțelege asta. El se gândește la lui, la joacă și apoi, hop, mama noi. Este un stres pentru dânsul, foarte de fapt. Mare. Și eu cred că asta e crud, noi să ne purtăm așa cu copiii care au nevoie de încredere în persoane străine. Deci cu a doilea copil am zis așa, nu fac așa. Eu insist, după ce a fost înmatriculat în grădiniță, eu insist să vin, să fiu prezentă pe teren de joacă sau pe covoraș în grupă. Așa și-am făcut. Să-i faceți mai un pic, coerent. Da. Deși a doilea copil era diferit de primul. Dar asta i-a ajutat, probabil, foarte mult. I-a ajutat foarte bine, da. Nu, n-am avut probleme cu dânsul. Dar și fiind faptul că eu veneam și îi explicam că, uite, ea este faină, el copilașul cel e drăguț, dar fetița, dar băiețelul. Deci, pentru că a fost mult mai ușor să se adapteze. El știa că poate avea încredere, că mama îi cunoaște. Într-adevăr. Și aici nu pot să nu întreb despre situația când mămicile zic 8, 9 ori trebuie să mă lipsească
la viroze trecem. Așa. Adaptarea Aha. aceasta și primele cunoștințe cu grădinița mai vin și cu ceea ce nou nu ne prea place, că odată neapărat în lună trebuie să stai cu el, că ei se molipsesc unul de la altul și imunitatea se îmbunătățește la el. Ce da. Să facem? De câte ori? Unii directori de grădinițe zic că nu îți face griji de 8 ori pe an, e bine să se îmbolnăvească copilul tău. Și chiar mi-aș permite să zic de 12 ori pe an, adică în fiecare lună. Efectiv, în fiecare lună are voie să facă. Aici apare momentul cum tratăm noi și dacă tratăm corect, nu are această importanță numerică atât de tare, deoarece cu fiecare îmbolnăvire, astfel sistemul imun al copilului se maturizează, el cunoscând diferite forme de infecții, începe să-și facă anticorpi către acestea și astfel, pentru că toți copiii se nasc cu un sistem imun format de la A la Z, absolut. Doar că el este imatur, el nu cunoaște nimic și nu știe când trebuie să reacționeze pentru a-și apăra corpul în care se află. Da, suntem pe final de emisiune, așa că mai succint un pic. Da, de aceea zic, copilul are voie să se îmbolnăvească și foarte bine că o face pentru că astfel își maturizează sistemul imun și fără probleme copilul se ține acasă pe perioada febrilă, când el este vulnerabil pentru colectivizare, ulterior merge în grădiniță și fără nicio problemă poate să se îmbolnăvească. Așa, absolut. Doar că trebuie corect tratat și exact. Iată aici momentul. Doar aici e momentul. Corect tratat și atunci da, eu vreau să mă laud o dată de două ori pe an, fiecare. Doar? Da, și dacă ia trei, asta pentru mine e o catastrofă, pentru că noi călim. Păi da, la mine copiii nu poartă ștrampi, doar în blugi, n-au pantaloni flaușați, n-au pulovere, absolut, doar măletuțe și scurta. Da, iarăși este un moment foarte individual. Depinde de părinți. Individual, da, absolut, depinde de părinți. Absolut. Nu suntem panicați. Și chiar panicați. Și părinții care ziceți dumneavoastră, da, foarte, foarte lejer se atârnă față respectiv, de... Respectiv, noi n-avem boli care... Da. Suntem pe final de emisiune, deja zici când deconectează. Teme interesante, teme care necesită mai mult timp. Eu vă doresc sănătate copiilor dumneavoastră și dumneavoastră știu că aveți un copil și dumneavoastră sănătate. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Sper că emisiunea de astăzi a fost utilă pentru mămici și ne dorim ca într-adevăr copiii noștri să fie sănătoși, atât emoțional, psihologic, cât și la aspectul alimentar. Vă mulțumesc pentru atenție. Marți și vineri vă aștept la 19:00 la emisiunea Noi despre noi. La revedere!